Bună dimineața, într-adevăr, și o să vă rog să notați în calendar data de 20 iulie. Bine, poate cu două zile mai devreme, două zile mai târziu, perioadă foarte tensionată. Astăzi însă ne așteaptă o zi încărcată în care nu prea stăm locului deloc. Vom fi super ocupați, acționăm impulsiv, fără să stăm prea mult pe gânduri. În plus, vorbește gura fără noi și de aici mici bătăi de cap. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec! Te așteaptă multă alergătură, mail-uri și telefoane. În continuare se anunță mari schimbări legate de casă și de familie. Important este ca în tot acest proces să existe cineva pe care te poți baza atât moral cât și financiar. Taur. Tot ce îți dorești acum este să prinzi rădăcini și să construiești ceva durabil. Atitudinea unor persoane te-ar putea însă descuraja. Gemeni. Astăzi te ții de glume și chiar i-ai putea juca o farsă cuiva. Ai simțul umorului și înveselești pe toată lumea în jurul tău. Tot ce vrei este să nu te plictisești. Rac! Universul te înzestrează cu foarte multă creativitate în această perioadă. În plus, astăzi mai ales îți oferă șansa să te relaxezi cu prietenii sau să ieși în natură. Iar dacă ai nevoie de orice sprijin, îl vei primi. Leu! Dacă simți că locul tău nu este lângă o anumită persoană sau la un job, ascultă-ți intuiția. Fă așadar o listă cu ce îți dorești și nu te sfii să-i anunți și pe ceilalți. Cine nu contribuie la starea ta de bine, să stea deoparte. Fecioară! Pe plan profesional, lucrurile iau o întorsătură pe care o așteptai de multă vreme. Ești proactiv, dornic să ieși din carapacea ta și să ai parte de rezultate concrete. Balanță! S-ar putea să fie nevoie să ghidezi pe cineva care și-a pierdut un pic direcția. Se întrezăresc și câteva momente în care să-ți crești veniturile sau să faci un pas înainte pe plan profesional. Scorpion, încearcă să nu ții partea nimănui în cazul în care prietenii tăi se iau la ceartă. Ai câteva zile la dispoziție de aici încolo să stabilizezi o relație. Săgetător, nu este nici de cum responsabilitatea ta să ajuți pe cineva să iasă dintr-o încurcătură. Alți nativi sunt super încântați de un proiect și abia așteaptă să-l pună în practică. Capricorn. Până săptămâna viitoare poți rupe un contract sau chiar o relație. Simți să scoți din viața ta orice te epuizează. Vărsător. Ai câteva zile în care atmosfera va fi foarte plăcută. Mulți nativi pleacă la un drum care vine ca o gură de aer proaspăt. În plus, cheltuielile cresc și poate că ai obosit să le justifici. Pești. Încă de la prima ora dimineții, i-ai putea repezi pe cei din familie. Nu ești în toane bune sau cel puțin nu ai energia să te preocupi de faptul că îmbuvnarea ta îi afectează pe ceilalți. Acesta a fost horoscopul, găsiți mai multe detalii pe contul meu de Instagram, astrolog Bianca.